Întrebarea 70. De ce ar trebui ca Dumnezeu să fie lăudat și care este atitudinea sa față de laudele noastre? Răspuns. Psalmul 147, după versificarea fratelui Traian Dorz, spune, Lăudați pe Domnul, neamuri, că-i frumos să-L lăudăm că-i plăcut și se cuvine slavă numai lui să-i dăm. Domnul rezidește iarăși azi Ierusalimul, el, Domnul, strânge surghiunții risipiți în Israel. Domnul vindecă pe aceea ce robit au duhul lor, el le leagă orice rane milostiv și răbdător. El scoate el socoate câte steles, nume tuturor le-a pus: Marei, domnul și puternic, tare și înțelept, nespus. Domnul sprijină pe cei slabi și doboară pe cei răi. Domnului cu mulțumire să-i cântați din harfe ai săi. El aduce nori, dă ploaia, crește iarba în munți oricând. El dă vitelor mâncare și la micul corb flămând. Nu de cal se bucură el, nici de-al omului picior. El iubește pe cei umili ce în el pun nădejdea lor. Laudă-l, Ierusalim, tu, tu, Sioane, slavă dăi. El îți apără puterea și înmulțește fiii tăi. Repet psalmul 147 de la 1 la 13 din Cântările Psalmilor de Nicolae Moldoveanu și Traian Dorz